A spune că evoluția omenirii a fost și este impresionantă ar fi o subestimare. De la strămoșii noștri care aveau mai multe în comun cu maimuțele decât cu oamenii moderni, până la momentul în care omenirea a reușit să descopere și să exploreze focul, probabil cea mai importantă descoperire făcută vreodată. Brusc, oamenii au avut o modalitate de a se încălzi, de a se apăra și de a-și prepara hrana, lucru care a dus eventual la primele așezări și la agricultură. De atunci, omenirea doar a urcat, creând invenții incredibile precum motorul cu aburi care a dus la o nouă era a industrializării, eventual reușind chiar să privească dincolo de bariera terestră, atunci când am trimis primul om pe lună. Astăzi pare că singura direcție pe care o putem lua este doar să urcăm, însă există o limită la acest lucru, fără îndoială că încă nu am atins vârful avansului tehnologic, dar o vom face vreodată. Sunt oare lucruri pe care nu le vom putea niciodată îndeplini, indiferent de cât de mult am încerca? Limitele biologice. Nu este o surpriză că, dacă am încercat să ne comparăm abilitățile cu restul animalelor de pe pământ, oamenii ar pierde în mare parte din categorii. Să luăm comparativ o gorilă, deoarece suntem foarte apropiați în ceea ce privește ADN-ul și cel mai probabil am avut un strămoș comun. Greutatea uneia poate ajunge undeva între 140 și 210 kg, iar conform estimărilor poate să ridice de 10 ori greutatea sa, ceea ce ar însemna că ar putea ridica undeva la 1800 de kilograme în medie, poate chiar mai mult în unele cazuri. Pe lângă asta, aceste animale sunt capabile să despice bananieri cu o singură mână și au fost observate cazuri în care au reușit să îndoaie bare de metal pentru a ieși din captivitate. Pe scurt, dacă am pune o gorilă într-un ring alături de un om, omul nu ar avea nici măcar o șansă împotriva unei astfel de bestii, nu fără o armă. Desigur, omul are ceva pe care celelalte animale nu îl posedă, cel puțin nu la același nivel. Omul are un creier mult mai dezvoltat, ceea ce i-a permis să domine restul viețuitoarelor de pe pământ, însă când vorbim despre abilități pur fizice, omul nu se poate compara. Totuși, nu înseamnă că oamenii nu s-au dezvoltat biologic din alte puncte de vedere. Conform descoperirilor, una din primele trăsături caracteristice omului a fost mersul biped, care ar fi putut apărea acum peste 4 milioane de ani. Trăsături mai complexe care țin în principiu de dezvoltarea creierului, precum abilitatea de a crea și folosi unelte și capacitatea de a vorbi, par să fie puțin mai recente, însă dezbaterea continuă. Pe lângă asta, evoluția a schimbat și alte detalii importante, precum forma spatelui și a maxilarului, iar datorită faptului că înainte de agricultură viețile oamenilor erau mult mai dure, cu siguranță că și forța de care dispuneau era mai mare comparativ cu a omului modern. În mod clar, evoluția umană a urmat o cale diferită față de cea a celorlalte animale, însă asta pare să ia un sfârșit. Secolul 20 a fost o perioadă de creștere biologică fără precedent pentru specia noastră. Durata medie de viață a omului a crescut de la 40 de ani în 1800, în principal cauzată de mortalitatea infantilă relativ mare, la peste 70 de ani în 2000, fapt datorat în principal de dieta mai bună și de dezvoltarea domeniului medical. Pe lângă asta, și înălțimea oamenilor a crescut cam cu 8 cm. Observând acest lucru, poate că ne-am aștepta la rezultate similare în anii următori, însă uitându-ne la statistici, dezvoltarea pare să fi încetinit masiv, chiar dacă alte domenii, precum cel medical și tehnologic, au continuat să progreseze. Acest lucru ar putea însemna că oamenii moderni ar putea să se apropie de limita biologică. Limitele tehnologiei. Când vine vorba de tehnologie, este pur și simplu imposibil să încercăm să prezicem limita dezvoltării acestui domeniu. Până la urmă, cine s-ar fi gândit acum 100 de ani că în viitor vom putea nu doar să comunicăm cu oamenii aflați într-o altă parte a pământului, dar să îi și vedem în același timp? Cine s-ar fi gândit că am putea viziona filme de pe un dispozitiv mai mic decât o cameră foto și că am putea căuta orice informație ne-am dorit din interiorul casei noastre? Probabil că simpla idee ar fi trecut prin gândul câtorva oameni, însă cine ar fi putut spune cu siguranță că acesta este modul în care omenirea va evolua? Ei bine, nimeni.
Într-un caz similar ne aflăm și în zilele noastre. Putem teoretiza toată ziua despre ce ar putea aduce viitorul, însă niciodată nu am fi siguri. Poate că omenirea va reuși să își augmenteze abilitățile fizice folosind mașinării sau poate chiar vom atinge nemurirea salvându-ne mintea într-un corp complet cibernetic. Chiar dacă aceste concepte ar putea deveni realitate, cu siguranță că ar fi la mult, mult timp distanță. Însă, așa cum știm, nimic nu este infinit în viață, lucru care se aplică și la Pământ. Într-o zi, fie din cauza unui dezastru natural, unui război uman sau din cauza unei inteligențe artificiale scăpate de sub control, viața oamenilor pe Pământ va trebui să ia sfârșit. Ce va urma atunci? Va fi omenirea capabilă de a părăsi planeta și de a-și înființa o nouă casă? Dacă da, cât de departe am putea ajunge? Limitele explorării. Pentru primii oameni, conceptul de a trece vastul ocean probabil că părea imposibil. Chiar și așa, barca a fost construită, ceea ce a dus la extinderea oamenilor în locuri complet noi, chiar și la continente necunoscute de majoritatea. Similar, cine s-ar fi așteptat că oamenii ar putea imita păsările și ar putea zbura? Dar și mai impresionant a fost zborul desfășurat pe 12 aprilie 1961, atunci când Yuri Gagarin a fost primul om care a ajuns în spațiu. 8 ani mai târziu, pe 20 iulie 1969, altă limită a fost depășită, Neil Armstrong fiind primul om care a pășit pe suprafața Lunii. Aselenizarea a fost din nou un moment marcant pentru toată omenirea, demonstrând faptul că nu trebuie să fim limitați de Pământ, demonstrând că am putea părăsi Pământul în căutarea stelelor. Însă acest lucru a fost realizat de o singură agenție spațială, NASA, și nu a mai fost repetat din 1972. Cu siguranță că astăzi o asemenea misiune ar putea fi repetată mult mai eficient, însă omenirea pare să aibă o nouă misiune, ajungerea pe Marte. Chiar dacă luăm în calcul tot avansul nostru tehnologic, acest scop tot pare mult prea ambițios pentru tehnologia noastră curentă. Au fost efectuate mai multe misiuni către Marte fără echipaj, așa că transportul nu ar fi cea mai mare problemă. Însă când vorbim despre călătoria unui om către acea locație distantă, lucrurile se complică masiv. Totuși, putem considera că prin mai multă dezvoltare și planificare, chiar și acest lucru va fi posibil până la urmă. Întrebarea este dacă va reuși vreodată omenirea să se extindă în alte sisteme solare, poate chiar în alte galaxii, sau dacă vom ajunge vreodată la limita Universului. Acum 13,8 miliarde de ani, evenimentul cunoscut drept Big Bang a avut loc, ceea ce a dus la nașterea întregului Univers. Aceasta este doar o teorie, deoarece nu putem ști cu siguranță ce s-a întâmplat cu așa de mulți ani în urmă, însă este aproape unanim acceptată de comunitatea științifică. Astfel, considerând că Universul nu a apărut pur și simplu, am putea considera că lungimea sa ar trebui să fie similară cu vârsta, tot de 13,8 miliarde de ani lumină. Până la urmă, lumina este cel mai rapid lucru din Univers, însă lucrurile nu stau chiar așa, deoarece am putut observa galaxii chiar și la 46 de miliarde de ani lumină distanță, iar conform estimărilor, Universul neobservabil poate fi mult mai mare de atât. Acest lucru este datorat faptului că Universul este în continuă expansiune, lucru care este încă un mister pentru umanitate, dar pare să fie corelat cu la fel de misterioasa energie întunecată. Așadar, revenind la călătoria interstelară, este ea posibilă? Teoretic vorbind, da, este posibil, însă pentru a avea un adevărat impact ar trebui să găsim o modalitate de a atinge viteza luminii. Cea mai apropiată stea de noi este Proxima Centauri, la aproximativ 4 ani lumină, ceea ce ar însemna că și în cazul improbabil în care am atinge această viteză, tot ar fi necesari 4 ani pentru a ajunge la destinație. Posibilitatea atingerii unei asemenea viteze încă este dezbătută, însă dacă am presupune că în viitor omenirea ar deveni de nerecunoscut, o combinație dintre biologic și tehnologic, atunci ar însemna că dacă am dispune de suficient timp, am putea ajunge în orice punct din Univers.
Însă realitatea nu stă chiar așa. Așa cum am menționat, universul este în continuă expansiune, care în mod normal ar fi trebuit să încetinească, însă din contră, aceasta este din ce în ce mai rapidă. Asta ar însemna că și printr-o navă atât de avansată, cel mai îndepărtat punct din univers ar îndepărta întotdeauna dincolo de atingerea noastră. Însă acesta nu ar fi cazul pentru cel mai îndepărtat punct, ci pentru 94% din galaxiile existente. În cele din urmă, chiar și oferind umanității toate avantajele disponibile, conform legilor fizicii, cel puțin în modul în care le cunoaștem astăzi, majoritatea universului ar fi pe veci de neatins. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.